prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Vreau să vă arăt cumpărăturile din această săptămână. Avem vinete multe pentru că le-a găsit Cipri la ofertă și când găsim vinete la ofertă a fost 1 euro kilogramul. Cumpărăm mai multe în această perioadă ca să punem pentru la iarnă, să avem pentru vinete cu maioneză. Așa, aici avem niște ardei grași, 3 la număr, banane. Cred că au fost 3 cornuri cu șuncă și cu brânză, dar mai sunt 2. Și aici a fost un ou mare cu ciocolată Kinder, dar mai este jumătate din el. Am mâncat Edi cealaltă jumătate, mozzarella răzuită. Aici avem 10 ouă. Mai departe avem niște pere în compot, 2 cutii din acestea. Cred că vor să facă băieții o prăjitură sau ceva. Nu știu sigur, dar cred că de aia le-au luat sau vor să le mănânce așa. Nu știu, trebuie să le întreb pe Cipri. Așa, aici avem felii de edamer. În spate avem 2 cutii de lapte. De fapt am cumpărat 3, dar una deja am început-o, deci 3 cutii de lapte praf. Niște castraveți murați, cornișon, 2 borcane, avem 2, 2 franzele feliate. Mai departe avem orez de la Uncle Ben's. Este orez mexican, deci este atât de bun orezul acesta și mai îmi place și cel mediteranean. Și sunt, cred că sunt 6 pachete înăuntru. Nu știu dacă toate sunt varianta mexicană, dar înăuntru sunt 6 pachete, câte 250 de grame pachetul. Avem ardei iute! Super, super, pentru că mie îmi place să mănânc picant. Și o să facem și o ciorbă săptămâna viitoare. Cred că vom face de costița afumată cu cartofi și cu smântână. Și o să vină de minune acești ardei iuți. Mai departe avem cartofi, 2 kg jumătate. Brânză, altă brânză, mai puțin se vede care este. Mastamer este, a fost la reducere, 1,25 euro redusă. Așa, aici avem un cârnaț pentru Cipri, niște felii de salam pentru sandvișurile de săptămâna viitoare pe care și le ia la muncă. Pentru Eddie avem lax. Aici un alt cârnaț, uitați cum este. Este rulat așa. Tare arată. Așa. Și aici avem baclava. Wow, wow, wow. Deci mie îmi place baclavaua la nebunie. Și când mi-e poftă, de obicei cumpărăm de la turci, pentru că acolo se găsește mereu, de la magazinul turcesc. Însă aceasta a cumpărat-o din Kaufland și are 1,5 kg, am impresia, dacă nu mă înșel. Ia să vedem noi cât are. Da, 1,5 kg are. Abia aștept să mănânc. Deci, cum să slăbesc eu dacă în fiecare săptămână primesc dulciuri și plus de asta Opa de Sus ne-a adus și el o cutie cu napolitană de ciocolată. În fiecare săptămână ne aduce dulce. Greu cu dieta când ai asemenea tentații dulci. Fetelor, așa pățiți și voi când trimiteți băieții la cumpărături. Uitați ce au cumpărat. Au fost amândoi la cumpărături și toate aceste lucruri de aici sunt extra plus altele pe care o să vi le arăt imediat. Și le-am spus de acasă, aveți grijă să nu cheltuiți mulți bani când mergeți la cumpărături. Noroc că le-au găsit la reducere și au dat bani puțin, pentru că altfel cheltuiau mulți bani. Ok, aici avem niște patine pentru gheață. Acestea 38 sunt mărimea mea, sunt pentru mine, iar celelalte 42,5 sunt pentru Cipri. O să vi le arăt cum arată. Ups. Așa arată cele care sunt pentru mine. O să vă arăt doar una, pentru că și cealaltă este identică. Și au fost reduse de la 100 de euro la 10 euro. Și le-au cumpărat din Real. Poate vă interesează și poate aveți nevoie dacă vreți să cumpărați, să știți unde să mergeți ca să le găsiți. Deci din Real i-a cumpărat. Și acestea care sunt ale lui. Stai puțin să întorc să vedeți. Deci așa arată patina lui. La fel, de la 100 de euro au fost reduse la
10 euro. Deci, dacă vreți, în real le puteți găsi. Așa, acum, din Rofu a cumpărat aceste figurine. De obicei, o figurină din aceasta costă 3 euro, ceea ce mi se pare mult, pentru că este mică figurina. Dar le-a găsit la reducere cu 1 euro figurina. Și noi mai avem o figurină din aceasta pe Albert, dacă îl știți, cel care dirigează traficul. Și acum a cumpărat încă 4. Așa, o iepuroaică care nu știu cum o cheamă, trebuie să văd cum îi cheamă. Dar poate scrie pe spate, ia să vedem, scrie oare pe spate cum îi cheamă. Nu scrie. Trebuie să mă interesez să văd cum îi cheamă. Așa, aici avem doctorul, aici avem bucătarul și învățătoarea. Și am mai cumpărat lui Edi niște cărți cu activități, tot din Rofu, și a fost 1 euro cartea. Știți că eu fac cu Edi multe activități și avem așa, pentru 4-5 ani, și să vă arăt puțin și interiorul cărții. Deci așa este. Este frumos colorată, cu culori vii. Asta îmi place pentru că o să-l atragă. Aici are stickere. Mai departe, o altă carte. Aici trebuie el cu creionul să facă diferite forme. Asta e bine pentru că o să îl ajute să-și dea drumul la scris și să învețe să țină corect creionul în mână. De fapt, îl ține doar când are el chef, dar totuși este greu să scrie cu creionul, așa că numai bine trebuie să facă această carte și sper să-l ajute, de fapt sunt convinsă că o să-l ajute să-i fie din ce în ce mai ușor la scriere. Da. Bun, următoarea carte este cu Benjamin. O, ce frumos este! Frumos colorat, îmi place. Aici are stickere, ia uitați ce frumoase sunt și stickerele. Așa. Da, e frumoasă și cartea aceasta. Și mai avem aici încă două cărți. Aceasta este țiplată, nu mai desfac. Este cu puzzle, cu Dori. Și a fost redusă de la 10 euro la 1 euro. Tot din Rofu și aceasta. Toate cărțile sunt din Rofu. Și aici o carte cu numere. La fel, trebuie să scrie și să facă diferite activități. Oricum, pentru el e ușor cu numere, pentru că el cunoaște numerele și știe să numere până la 30 și în română și în germană, la 4 ani, deci nu o să-i fie greu să facă cartea aceasta. În continuare, tot la reducere, Cipri a cumpărat din Kaufland acest grătar, a fost 10 euro, niște cizme îmblănite pentru Edi și au fost 7 euro, redusă de la 10 euro, acestea sunt din Lidl cumpărate. Aici avem un buret de baie, tip maimuțoi, să văd dacă reușesc. Deci se bagă degetele aici, cred că cu o mână e cam greu, în fine. Deci se bagă degetele aici, se bagă gel de duș în gura balenei și după aceea se spală copilul. Și este, deci așa, aici explică pașii și a fost redusă de la 5 euro la 3,49 euro. Și mai departe avem o cască de protecție, doar că în cutie deja nu mai este pentru că a scos-o Edi și și-a dus-o jos în beci după ce a venit de la parc, pentru că acolo își ține casca de protecție când merge în parc să se dea cu bicicleta sau cu trotineta, să îi fie mai ușor să o ia de acolo, dar așa arată. Exact așa arată și culorile, negru cu verde. Și aceasta a fost la reducere. Iar ultima categorie este cea de produse congelate, pe care vi le prezint ultimele, pentru că o stă la congelator ca să nu se decongeleze. Și aici avem o cutie cu pizza, sunt 3 bucăți de pizza margherita și noi ne punem pe ea ce ne place nouă și ne facem cum vrem noi. Aici avem niște legume cu unt și cu mirodenii, iar aici avem legume pentru, este un mix de legume, este pentru o supă, ciorbă sau pentru atunci când fac orez sau când fac garnitură lângă carne.
Acestea au fost cumpărăturile din această săptămână. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa!